De ochiul, să fie oare superstiție sau realitate? Fugi de ochi dintre ochi. Așa începe ritualul de descântare sub forma unei poezioare ritmate și însoțite de mângâieri pe frunte sau la ceafă, care chipurile alungă răul provocat de o privire invidioasă. Pe cât adevăr se bazează însă această credință? Considerat de cele mai multe ori un fur de energie, de ochiul provine dintr-o superstiție potrivit căreia invidia sau miroarea excesiv față de calitățile unei persoane pot acționa în mod negativ. Vechile credințe populare spun că manifestările tipice de ochiului sunt durerile de cap, febra, senzația de greață și starea de moleșeală. De asemenea, se spune că persoanele cu ochii verzi sau albaștri au o abilitate născută de a deochea. Pentru a nu cădea prada acestui vampirism energetic, superstițioșii cred în puterea unor descântece și folosesc anumite talismane pentru a-l îndepărta. Purtarea culorii roșii pentru protecție. Se credea și încă se mai crede că de ochiul îi afectează în special pe oamenii frumoși care stârnesc admirația sau invidia celor din jur. Printre ei se numără mai cu seamă femeile gravide și copiii. Pentru a se feri din calea de ochiului, unele persoane încă mai folosesc un obiect de culoare roșie, precum o basma, o haină sau chiar un fir de ață atârnat la încheietura mâinii stângi. Totodată, talismanele cum ar fi mărgelele albastre purtate la gât sau la mână, ochiului Horus sau bilele de sticlă umplute cu ațe colorate și atârnate la ferestre au puterea de a opri relele. Unele persoane poartă cu ele și un cățel de usturoi, o crenguță de busuioc sau un obiect de aur. Descântecele alungă răul. În România, unul dintre cele mai folosite descântece este chiar rugăciunea Tatăl Nostru. Se spune că trebuie rostită cu intonație de 3 ori și să schimbi locul în care stai. Cel mai de efect este rugăciunea împotriva de ochiului spusă în biserică de un preot. Dincolo de rugăciuni, există descântece de ochi neagreate de biserică. Acestea provin din tradițiile românești și diferă de la zonă la zonă. De obicei, ritualul constă în stingerea cărbunilor sau a chibriturilor. Părintele Antim David, arhimandrit și stares la mănăstirea Schitul Măgureanu din București, ne spune despre însemnătatea de ochiului. Acesta există și este cunoscut încă din cele mai vechi timpuri. În Noul Testament nu ni se vorbește despre de ochi pentru că nu trebuie să credem în așa ceva, dar în practica bisericii noastre avem rugăciuni împotriva acestui rău. Trebuie să știm însă că de ochiul este o lucrare a satanei. De aceea, protecția împotriva de ochiului trebuie să vină de la Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este cea care înlătură orice putere a răului și orice încercare a acestuia de a-l birui pe om. Sigur, dacă ne uităm la ceea ce spune lumea, de ochiul se ia prin privirile invidioase. Noi însă, în calitatea noastră de creștini și de oameni care înțelegem ce înseamnă manifestarea răului în viața noastră, nu trebuie să punem această manifestare pe seama al cuiva decât pe puterea celui rău. Lupta cu răul nu este ficțiune, ci o realitate a vieții noastre duhovnicești. Foarte important este să înțelegem că această luptă trebuie dusă prin toate mijloacele. De aceea, biserica noastră are în tradiția ei și rugăciuni pentru cei care suferă de ochi. Apa sfințită, crucea, mirul și rugăciunile sunt cele mai tari arme cu care ne luptăm împotriva răului. Nu trebuie să credem în ațe roșii și în amulete, trebuie să credem în puterea Sfintei Cruci. În casă trebuie să avem icoane pentru a ne ocroti de puterea celui rău. Celelalte lucruri n-au nimic în comun cu creștinismul și credințele noastre, ne spune părintele Antim David.